Salut și Ana A, liniuță, re, mere. A sunat clopoțelul cling, cling, cling și elevii a mers la școală. Emoții mai mari a avut decât copiii de la clasa pregătitoare, care a văzut prima dată locul unde va învăța poezii de Vasile Blaga și unde va fuma chiștoace în toaleta școlii. După cum se știe, școala românească este teoretic gratuită, dar practic costă o căruță de bani să moară cineva. Pe vremea mea nu era atâtea manuale alternative, veneam la ore decât cu creionul, ascuțitoarea și revista Cutezătorii, varianta porno, din care făceam avioane și le trimiteam fix pe catedră în fața la doamna dirigintă. Școala era o plăcere, era locul unde găseam gagiști tufabile care le demonstram eu în pauză teorema lui Terente generalizată. La școală am învățat cum se pune corect un prezervativ și ce gust are vodka cu suc de roșii. Tot la școală am luat și primele boli cu transmitere sexuată de la niște colegi care aveau fuste mini. Chiar dacă nu mi-a băgat în cap manualele de matematică, română, fizică, chimie și celelalte 1000 de materii, școala mi-a deschis ochii în viață, m-a învățat diferența dintre a fi prost bâtă și a fi șmecher. Doamne, oare dacă aș merge din nou la școală, ce materie crezi că mi s-ar potrivi cel mai bine? Evident, religia, chiar dacă este materie opțională. Un pic de educație religioasă nu ți-ar strica. Să zicem, Doamne, măcar să învăț corect tăticul nostru și tot aș repeta clasele 1-4 să-mi tuf una. Am vorbit cu cretinul de Velicu, care are copil la școală și era înnebunit. A cumpărat un geamantan de culegeri și cărți, din care fisul oricum nu înțelege nimic, că toată ziua o arde numai pe WhatsApp și pe Instagram. Și mai are de dat și fondul clasei pentru scaune, dulapuri, calculator, var lavabil, parchet, hârtie igienică, săpun, pungi de gunoi și alte căcaturi care ar trebui să le cumpere școala. Decât că primările, ci că nu are fonduri. Stau și mă întreb de unde să aibă primările bani. Dacă funcționarii tocmai și-a făcut plua mare, duplându-și salariile și acum plătește nu știu ce premii pentru balconul secolului. Balconul căcatului. Așa că singura contribuție a statului la dezvoltarea elevului rămâne cornul și laptele, pe care copiii le folosesc în loc de minge de fotbal în curtea școlii. Eu sunt atât de supărat pe cum se face școala în România că m-am hotărât în semn de protest să nu fac vreodată copii. Sau dacă îi fac, să nu-i dau la școală aici, ci în America. De ce să-i nenorocesc cu mâna mea cu o bună știință? Ce să înveți ei la școala românească? Manualul de educație fizică de clasa a 5-a făcut de ministrul Liviu Șchiop? Dar marea problemă este și domnii profesori, unii dintre ei. Pe lângă cei care sunt serioși și în afară de profesoarele tufabile, care n-am ce să le reproșez, există o mare masă de dascăli anagramați și fără talent pedagogic, parașutați în sistem, nu ca să învețe carte pe copii, ci doar să-i streseze cu meditații pe ei și pe părinții lor. Și mai este și sindicatele, mână-mână cu partidul și cu guvernul, care a pus frână la orice inițiative de schimbare în bine a legii învățământului. Cu toate astea, eu le urez succesuri la școală copiilor, dar mai ales părinților, care are de suportat din buzunarul propriu meditațiile care trebuie să le facă copiii dacă vrea să devină ceva în viață, în afară de asistați sociali. Căci vă zic, doar în baza școlii, doar idioți cu diplomă, altceva nu are cum să iasă din școala românească actuală. Like-uri și prietenie la toată lumea, cu excepția la groparii învățământului. Și bravo la profesorii care vor avea curaj să predea cu mintea și nu după programa de căcat a ministerului sau după ordinele primarilor.